New Orleans este un oraș imens din Statele Unite ale Americii, cu multe obiective turistice interesante și restaurante luxoase. Deseori, New Orleans este considerat a fi un oraș unic, o metropolă multiculturală, un amestec de rafinament francez, african, german și vietnamez. Toate aceste aspecte creează o atmosferă bogată și o energie care nu se mai regăsesc nicăieri în lume. Deși de-a lungul timpului New Orleans a fost grav afectat de acțiunea uraganelor, el rămâne cel mai mare oraș din Louisiana și o destinație turistică de top din Statele Unite ale Americii. New Orleans este renumit pentru petrecerile lungi și stilurile de muzică ce fac deliciul participanților. Este locul unde a luat naștere jazzul, un stil de muzică îndrăgit de oamenii din întreaga lume. Cel mai mare oraș din Louisiana este potrivit și pentru familiile cu copii, fiind locul unde se regăsesc numeroase opere arhitecturale, antichități, muzee, dar și locuri de promenadă. New Orleans este un loc deosebit atât vara cât și iarna, însă în anumite perioade din an este necesar să faci rezervare cu câteva luni înainte. Jazz Fest și Mardi Gras sunt cele două momente cheie ale anului, atunci când milioane de turiști din întreaga lume se bucură de festivaluri pline de farmec și culoare. Serile sunt înfrumusețate de muzică live, de cea mai bună calitate, iar turiștii se bucură de prezența celor mai mari muzicieni din lume. Pe parcursul întregului an, în New Orleans, au loc diverse evenimente interesante, iar locuitorii și turiștii deopotrivă pot petrece momente plăcute alături de cei dragi. Cel mai popular loc din New Orleans este Jackson Square, considerat a fi centrul istoric al orașului. Jackson Square este locul unde turiștii se pot plimba ore întregi fără a se simți plictisiți și este de asemenea spațiul unde au loc cele mai importante evenimente din oraș. În New Orleans este plăcut și frumos să te plimbi pur și simplu pe străzile orașului, fiecare edificiu, fiecare cartier are ceva special. Dimineața este momentul în care cel mai mare oraș din Louisiana devine arhiplin. Locuitorii se îndreaptă spre locurile de muncă sau își petrec primele ore ale zilei la terasele, restaurantele și cafenelele din oraș. În anul 2005 s-a petrecut un eveniment nefast în istoria orașului New Orleans, mai bine de 90% din suprafața orașului fiind măturată de apele faimosului uragan Katrina. New Orleans nu a fost distrus, însă Katrina a fost cel mai mare dezastru natural care a lovit vreodată orașele americane. Locuitorii au trăit atunci clipe de groază și anumite sectoare din oraș mai poartă încă amprenta acelui trist eveniment. Potrivit legendei locale, New Orleans are patru anotimpuri distincte: vara, uragan, Crăciun și Mardi Gras. Vara este, fără îndoială, cel mai lung anotimp, aproape jumătate din an, de la sfârșitul lunii aprilie până la începutul lunii octombrie. Zilele sunt fie calde, fie ploioase, fie calde și ploioase. Iernile sunt de obicei scurte și moderate, iar rarele explozii de frig îi pot surprinde pe turiștii care cred că orașul se bucură de un mediu tropical pe tot parcursul anului. Datorită umidității intense, perioadele răcoroase pot părea destul de pătrunzătoare. Zăpada este atât de neobișnuită încât chiar și un praf subțire de fulgi îi va determina pe majoritatea locuitorilor să se oprească din ceea ce fac pentru a privi și le vor povesti cu bucurie tinerilor care sunt prea tineri pentru a-și aminti când a fost ultima dată când orașul lor a văzut zăpadă.
New Orleans rămâne unul dintre cele mai frumoase orașe americane, locul unde fiecare turist în parte se va bucura de o vacanță plăcută.